Continuăm cu altă știri. În curtea liceului din Sireți, raionul Strășeni, a fost amenajată o grădină inedită, dedicată în special copiilor cu necesități speciale. Facilitățile amenajate îi vor ajuta pe cei mici să-și dezvolte mai ușor unele abilități. Spațiul a fost creat de organizația Copil Comunitate Familie cu sprijinul financiar al Germaniei. 6. Grădina senzorială facilitează interacțiunea prin activități specifice fiecărei zone, în vederea stimulării vizuale, tactile, auditive și olfactive. Integrarea senzorială facilitează procesul de învățare și ajută pe copii să înțeleagă și să asimileze emoții, comportamente și să se adapteze la diverse situații de viață. La Liceul Grigore Vieru din Sireț învață 15 copii cu cerințe educaționale speciale. Pentru ei, grădina senzorială îi va ajuta să-și dezvolte aptitudinile. E foarte binevenit, mai ales pentru copiii ăștia cu dizabilități, că ei nu prea așa mai apart. Și atunci foarte mulțumiți suntem și vor să joace, ori să suntem mulțumiți. Ar fi bine să fie mai multe săli, să le stimuleze cât de puțin modul de a asimila și de a învăța multe lucruri. Grădina are 6 zone dotate cu diverse obiecte care dezvoltă abilitățile copiilor. Este zona de dezvoltare fizică sau motrică. Avem zona plantelor. Este o zonă foarte interesantă care produce foarte multe sunete și diferite. Îndeosebi atunci când copilul are o deficiență de auz, este nevoie să auzi câteva sunete, diferite tonalitate, diferite intensitate. Vom avea mai mari posibilități ca să ieșim, să activitățile să petrecem în aer liber, deoarece avem copii mulți și sala nu ne permitea toate activitățile să le facem. Este prima grădină din cele 3 care urmează să fie amenajate în Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Sunt 18 școli în toată țara, în 6 raioane, unde vor fi create 15 săli senzoriale, deci spații în interior și 3 grădini senzoriale. Și deja am observat astăzi, deși ploua, copii de tot felul, deci toți copiii au ieșit afară pentru că erau curioși. Iarna vor putea să ducă unele din aceste plante în încăpere. Sălile și grădinile senzoriale au fost create cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Pentru fiecare spațiu s-au alocat între 15 și 16.000 de euro. You don't only work for the well-being of your children here at school, but you help your country to do an important step to the European Union, because this is an important value to all of us, to leave no one behind, to give everybody the possibility to develop. Pentru crearea spațiilor senzoriale sunt prevăzute investiții totale de 788.000 de euro. Proiectul este implementat de CCF Moldova în colaborare cu Ministerul Educației.